Bună ziua tuturor! Mie îmi spune Iulian Groza, sunt director executiv IPRE și îmi face o deosebită plăcere să vă salut la o nouă ediție a dezbaterilor în formatul IDV-ți Cafe Online. Dezbateri pe care le organizăm deja tradițional în parteneriat cu Fundația Hanza în Republica Moldova și cu Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte în Republica Moldova. Vreau să mulțumesc partenerilor noștri media, Privesc EU și Realitatea Live.md pentru transmisiunea live a evenimentului nostru de astăzi, o dezbatere pe un subiect de actualitate. Evident că vorbim despre perioada electorală, despre alegeri, dar ne vom concentra pe un subiect care a suscitat mai multe dezbateri și discuții săptămâna trecută. Este vorba despre organizarea secțiilor de vot pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Am avut între timp și revizuirea deciziei CEC cu privire la deschiderea 3 secții de vot în regiunea transnistreană, în localitățile cu regim sporit, unde Republica Moldova, autoritățile constituționale Republicii Moldova nu exercită complet controlul constituțional. Această decizie a fost revizuită pe data de 15 iunie, inclusiv în baza avizilor negative din partea autorităților competente, dar au fost și opinii formulate din partea societății civile. Faptul că aceste secții de vot nu mai sunt organizate în regiunea transnistreană nu înseamnă potențiale riscuri și preocupări care ține de organizarea alegerilor parlamentare anticipate care au loc pe 11 iulie în Republica Moldova pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Cu mai multe ocazii, după alegerile prezidențiale parlamentare din anii precedenți, monitorii internaționali, observatorii au semnalat mai multe provocări, mai multe probleme care țin de organizarea procesului de vot pentru alegătorii din regiunea transnistreană, inclusiv transportul ilegal organizat, cazuri de corupție a alegătorilor. Și evident că și partea care ține de organizarea campaniei electorale, accesul media, accesul concurenților electorale și mai departe. Comisia Electorală Centrală a decis deschiderea 42 de secții de vot pentru alegătorii de regiunea transnistreană. Urmează să discutăm despre modul de procesul de organizare a acestor alegeri pentru acești alegători. Vom aborda și subiectul legat de secțiile de vot care s-au încercat să fie deschise pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale, implicațiile acestui proces. Și mă bucur că astăzi avem alături un panel distins de vorbitori, colegi din partea Comisiei Electorale Centrale, este Alexandru Berlinski, șef al Direcției Management Alegeri în cadrul Comisiei Electorale Centrale, doi vicepremieri pe reintegrare, Cristina Lesnic și Alex Flenchea, și colegul nostru de la Promolex, Pavel Postică. Deci asta este formatul de vorbitori. După intervențiile inițiale ale colegilor, vom avea și sesiunea de dezbateri. Sper să clarificăm cu ocazia acestui eveniment anumite aspecte care rămân neclare, poate pentru unii, și sper că acest eveniment să ofere ocazia tuturor celor interesați să fie mai informați despre modul în care se organizează alegerile în regiunea transnistreană. Vreau să încep cu Alex Berlinski, șef al Direcției Management Alegeri în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Alexandru, te invit să ai și intervenția ta, să te referi la toate aspectele istorice legate de organizarea alegerilor pentru votanți din regiunea transnistreană, deciziile precedente adoptate de către Comisia Electorală Centrală și eventual deciziile care urmează să fie adoptate de Comisia Electorală Centrală pentru a asigura un proces corect de alegeri pentru acest alegător. Alexandru, te rog. Da, bună ziua! Vreau să mulțumesc mult pentru această invitație și pentru posibilitatea de a aduce opinii publice unele date sau unele cifre referitor la nemijlocit întreg procesul electoral care stă la baza deschiderii secțiilor de votare pentru alegătorii din strada Nistrului. Aduc atenție dumneavoastră un tabel istoric de când s-a început a deschide secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului.
Deci vorbim începând cu anul 1994, alegătorii cu domiciliu în Stânga Nistru au avut posibilitatea să își exercite dreptul la vot. Ei participau doar în cadrul alegerilor pe scrutinul național, mai puțin în cadrul alegerilor locale. Așadar, am început a avea cu cel mai mic număr de secții de votare 8 și finalizând cu acea cifră de 42 de secții de votare care a fost în cadrul alegerilor prezidențiale din anul 2020. Menționez faptul că până în anul 2019, adică din anul 1994 până în anul 2016, alegătorii cu domiciliu în Stânga Nistrului votau la secții de votare cu, în comuna cu, sau la aceeași secții de votare cu alegătorii de, cu domiciliu din dreapta Nistrului, adică dacă Comisia Electorală Centrală fixa o secție de votare din Chișinău, ea nu era doar pentru alegătorii din Stânga Nistrului, votau la comun și cu ceilalți alegători. Începând cu anul 2019, în urma modificărilor la codul electoral, s-a fixat în cadrul legal că aceste secții de votare urmează să fie deschise distinct și la ele pot participa doar alegătorii cu domiciliu din Stânga Nistrului. Referitor la participarea alegătorilor, se constată că cea mai mare prezență sau cea mai masivă prezență a fost în turul al doilea la alegerile prezidențiale, unde au votat circa 31.000 de alegători. De asemenea, o rată mai mare s-a fixat și în cadrul alegerilor prezidențiale din anul 2016, turul al doilea, și desigur în acel parlamentar 2019, unde la cele două circunscripții electorale care au fost deschise pentru alegătorii din Stânga Nistrului, sumar au votat circa 36.000 de alegători. Respectiv, secțiile de votare au fost deschise pentru alegători de când s-a început organizarea procesului electoral în cadrul Republicii Moldova. Referitor la criteriile sau care sunt baza legală care Comisia Electorală Centrală ia în calcul atunci când deschid aceste secții de votare, să fac un share screen anume la prevederile articolului 32 din codul electoral, unde ne spune că pentru a fi deschise secții de votare pentru alegătorii din Stânga Nistrului, urmează a fi ținut cont de trei criterii. Menționez faptul că ele se vor deschide doar unitățile administrative teritoriale aflate sub control constituțional al autorităților Republicii Moldova, atât pe malul stâng cât și pe malul drept al Nistrului. Pentru localitățile din Stânga Nistrului se aplică două criterii. Este vorba de acele date din registrul de stat a alegătorilor, precum și în baza înregistrării prealabile, care este desfășurată de către Comisia Electorală Centrală. Și ultimul criteriu constă în faptul că la deschiderea secțiilor de votare se va ține cont și numărul de alegători care au participat la scrutinile precedente. Respectiv, criteriul de bază, conform codului electoral, constă în numărul de alegători care se află în registrul de stat al alegătorilor. Aduc la cunoștința dumneavoastră că Comisia Electorală Centrală cunoaște numărul de alegători din localitățile cu domiciliu din Stânga Nistrului. Pot să menționez faptul că la deschiderea acelor inițial 44 de secții de votare, iar ulterior au fost excluse 3 secții de votare la moment, sunt deschise 41 de secții de votare pentru alegători cu domiciliu din Stânga Nistrului, a stat la bază această cifră de 258.472 de alegători. Prezint atenția noastră că noi cunoaștem cu exactitate localitățile unde sunt aruncați acești alegători. Respectiv, conform datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, Comisia Electorală Centrală fixează secții de votare pe malul drept al ministrului în localități controlate, aflate sub control constituțional. De asemenea, la deschiderea acestor secții de votare sau la fixarea acestor locații, se ține cont și de căile de acces care prin care sau unde pot alegătorii să se deplaseze la secțiile de votare. Pentru scrutinul din 11 iulie, Comisia Electorală Centrală a întreprins un șir de acțiuni pentru deschiderea acestor secții de votare. Munca s-a început imediat după anunțarea datei alegerilor. Primele acțiuni au fost constituirea acelui grup de lucru din cadrul Comisiei a membrilor, din cadrul Comisiei Electorale Centrale, din cadrul Biroului pentru Reintegrare,
și, nu în ultimul rând, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. La acest grup de lucru a fost aprobat și un plan de acțiuni care prevedea exhaustiv toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de către toate părțile antrenate în acest proces. În urma consultărilor și în urma totalizării tuturor informațiilor, Comisia Electorală Centrală a decis constituirea celor 44 de secții de votare. Menționez faptul că pentru prima dată s-a încercat deschiderea secțiilor de votare în localități care până în prezent nu au fost constituite asemenea secții de votare. Menționez faptul că ele au fost, sau adresa acestor secții de votare se aflau pe teritoriul controlat constituțional de către autoritățile Republicii Moldova. Asemenea, informația a fost prezentată inclusiv de către Ministerul de Interne, însă în urma punerii în discuție în cadrul Comisiei Unificate de Control, neavând o certitudine referitor la siguranța întregului proces electoral, aceste secții de votare au fost excluse din lista adreselor, respectiv au rămas în total 41 de secții de votare. Pot să menționez faptul că în cadrul scrutinului din anul 2020, în cadrul alegerilor prezidențiale, pentru prima dată a fost asigurat dreptul la vot a alegătorilor care se află în acele două penitenciare situate în municipiul Pender, este vorba de penitenciarul numărul 8 și penitenciarul numărul 12. Pentru prima dată a fost asigurat dreptul la vot la 277 de alegători. Menționez faptul că permanent Comisia Electorală Centrală primea diferite petiții, plângeri referitor la faptul că nu era în posibilitatea asigurării drepturilor constituționale a celor alegători, chiar dacă el se află sub control constituțional autorităților statului Republicii Moldova. De asemenea, au fost asigurate prin intermediul urnei mobile dreptul la vot a alegătorilor care se află în centre de plasament aflate în localitatea Căcieri. Este vorba de două centre de plasament. Într-un centru au votat 335 de alegători, iar în al doilea centru au votat 113 alegători. Eu cred că este o reușită bună, pentru care Comisia Electorală Centrală, cu suportul Biroului pentru Reintegrare și Comisiei Unificate de Control și, nu în rândul Ministerului de Interne, a asigurat acest drept la vot, pentru care aducem sincere mulțumiri și, în primul rând, mulțumiri acțiunilor care au fost întreprinse de către acești colegi pentru fixarea celor 41 de secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistru. Mersi mult, Alexandru, pentru aceste informații de actualitate. Acum vreau să-l invit pe Pavel Postică, Promolex, evident, știm foarte bine lucrul ăsta, monitorizează îndeaproape procesele electorale de mulți ani în Republica Moldova. Subiectul organizării secțiilor de vot în regiunea, pentru alegătorii din regiunea Transnistriană, întotdeauna a fost un subiect de monitorizare apropiată din partea colegilor la Promolex. Pavel, vreau să te invit să ne spui în ce măsură consider că procesul de organizare a legilor pentru alegerile parlamentare de 19 iulie corespunde sau nu a recomandărilor anterioare ale Promolex cu privire la acest proces, care sunt riscurile, care sunt chestiunile care trebuie luate îndeaproape în atenție de Comisia Electorală Centrală și de monitor, și ce ar putea să facă Comisia Electorală în perioada imediată următoare pentru a asigura cât mai bine securitatea și legalitatea acestui proces în regiunea, pentru alegătorii din regiunea Transnistria. Te rog. Mulțumesc mult pentru invitație. Eu aș menționa un lucru probabil despre care cunosc foarte mulți, dar poate nu toți. Asociația Promolex a intervenit și a început să monitorizeze alegerile în mare parte datorită faptului că am încercat să vedem cum este realizat și cum este asigurată realizarea dreptului la vot în regiunea Transnistreană sau pentru alegătorii noștri din regiunea Transnistreană. Și doar datorită acestui fapt, sau acestei intervenții din 2009, atunci când am avut prima misiune de observare, noi am crescut pentru a face monitorizarea totală, adică pe întreaga țară. Și de asta, cumva, într-adevăr, începând cu anul 2009, cunoaștem destul de bine, inclusiv din interiorul procesului electoral, cum stau lucrurile pe acest segment.
Înainte de a trece să răspund la toate întrebările formulate de Iulian, eu aș vrea să menționez câteva generalități, să punctez niște lucruri bine cunoscute și în mare parte acceptate de majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, sper eu, dar despre care se vorbește cumva nu de fiecare dată când ar fi cazul. Eu trebuie să menționez un lucru foarte clar, care este evident de la sine în lumina standardelor internaționale la care Republica Moldova este parte, că dreptul la vot nu este un drept absolut. Deci dreptul la vot poate fi limitat în anumite circunstanțe, în anumite împrejurări, de către anumite entități, dar el poate fi limitat. Și aceste limitări trebuie să fie strict prevăzute de lege. Al doilea aspect foarte important este că dreptul la vot este conectat direct cu dreptul de a fi informat. Deci nu putem vorbi despre un vot conștient liber exprimat atâta timp cât nu sunt asigurate toate condițiile pentru realizarea acestui vot liber exprimat și conștient, adică dreptul la obținerea informațiilor din toate sursele posibile despre procesul electoral, despre candidații implicați în alegeri, etc., etc. Eu cred că noi cu toții suntem conștienți de faptul că vorbim de realizarea dreptului la vot într-un teritoriu ocupat, în virtutea sau fapt recunoscut de hotărârea Curții Constituționale și respectiv noi suntem conștienți că în acest teritoriu ocupat o bună parte din drepturile și libertățile fundamentale deseori sunt încălcate flagrant de multiple entități care și-au arugat atribuțiile de autorități publice. În acest fel, într-adevăr, noi trebuie să punem la dubiu sau putem să punem la dubiu capacitatea cetățenilor din acest teritoriu de a primi informații care ar corespunde în totalitate dreptului de a primi acces la informații. Noi trebuie să recunoaștem cu toții că până la momentul de față nu există absolut nicio limitare în codul electoral care să zică sau să interzică direct și expres privarea dreptului la vot pentru alegătorii din regiunea Transnistriană. Asta este pe de o parte, dar pe de altă parte, noi trebuie să recunoaștem cu toții că la diferite etape au fost multiple acțiuni administrative care au dus la încălcarea, limitarea sau în general, blocarea dreptului la vot alegătorilor din această regiune. Și aici voi oferi doar câteva exemple care s-au întâmplat istoric. În primul rând, eu cred că noi trebuie să subliniem faptul că de absolut sau la absolut toate scrutinile naționale, locale, dreptul la vot alegătorilor din regiune Transnistriană a fost blocat, deliberat de către Comisia Electorală Centrală. Deci ei au constituit circumscripțiile electorale și cu asta s-au limitat. Ei nu au constituit organe electorale inferioare care ar putea crea acele organe electorale și înregistra potențiale concurențe electorale. Și atunci absolut nimeni, dar absolut nimeni, niciun concurent electoral practic nu a depus vreo plângere. Toți au acceptat tacit astfel de intervenții din partea Comisiei Electorale Centrale. Și vedem cu totul altă situație atunci când este vorba de scrutinile naționale, parlamentare sau prezidențiale, când toți își amintesc delegătorii din regiunea Transnistriană și vezi, Doamne, noi trebuie să le asigurăm dreptul la vot și mai că acest drept la vot nu este absolut exact ca acele două drepturi absolute care sunt prevăzute de standardele internaționale. Al doilea aspect legat de limitările administrative care se iau, țin deja de alegerile parlamentare și prezidențiale, aici intervențiile Comisiei Electorale Centrale nu au fost atât de dure, dar au fost și ele se realizează, în primul rând, prin deschiderea secțiilor de votare în anumite teritorii care sunt controlate efectiv de autoritățile constituționale,
Dar asta oricum limitează capacitatea și posibilitatea tuturor doritorilor de a veni la aceste secții de vot. Și doi la mână, ca exemplu, deja putem oferi acea hotărâre a Comisiei Electorale Centrale, prin care a fost cumva reglementat modalitatea de prevenire și interzicere a transportului organizat de alegători în ziua alegerilor. Iarăși, o limitare administrativă care nu este expres prevăzută de codul electoral, dar pe bună dreptate a fost adoptată de către Comisia Electorală Centrală. Și astfel noi suntem în situația în care vedem cu lux de amănunte, din punct de vedere istoric, Comisia Electorală Centrală a operat anumite măsuri administrative pentru a limita sau a reglementa inclusiv exercitarea dreptului la vot pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Acum situația la ziua de astăzi, sau mai degrabă zis aplicabilă pentru scrutinul parlamentar anticipat, cred că noi trebuie să răspundem la câteva întrebări principiale. Prima întrebare principală este numărul de secții de votare care urma a fi constituit rezonabil pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Și aici noi am realizat o analiză pe care am publicat-o încă în luna februarie anului 2021, în care ne-am expus punctul nostru de vedere cam care ar fi o limită rezonabilă sau de secție de votare deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Aici vreau să atrag atenția că noi am mers pe niște abordări pur tehnice, practice, reșind din experiența pe care o avem noi, dar și istoricul prezenței la vot alegătorilor din regiunea transnistreană. Și vă aduc niște exemple foarte simple. O secție de votare se constituie pentru cel mult 3.000 de oameni. Noi dacă avem 258.000 de alegători, asta ar însemna că pentru alegătorii din regiunea transnistreană ar trebui să constituim cam 86 de secții de votare. Asta dacă am pornit de la o medie generală, așa ca să facem. Dar noi trebuie să conștientizăm că prezența la vot niciodată nu a fost 100%. Deci, în mare parte, prezența la vot în Republica Moldova variază în limita 50%. Asta ar însemna că tehnic am putea să ne permitem să deschidem cam în jumătate de număr de secții de votare, adică ar fi 43. Deci, dacă ar fi o astfel de explicație din partea Comisiei Electorale Centrale, ea ar părea rezonabilă. Adică, în mod normal, dacă luăm în calcul prezența la vot, raportată la numărul maxim de alegători per secție de votare, ar fi necesar, nu știu, de 43 de secții de votare. Dar noi avem o realitate, pentru că prezența la vot pentru alegătorii din regiunea transnistreană a fost destul de mică. Ea variază, deci maxim a fost în 2019, 16%. Și dacă am raporta numărul de secții de votare pentru și prezența la vot, atunci ar însemna că noi pentru regiunea transnistreană ar trebui să constituim cam 14%, cam 14 secții de votare. Deci, reieșind din prezența lor. Ceea ce am recomandat noi, noi am recomandat 28 de secții de votare, adică am reieșit din ipoteză chiar dublării numărului de votanți din regiunea transnistreană comparativ cu scrutinul din 2019. Adică noi am propus 28 de secții de votare. Dar, iarăși, o chestiune care trebuie luată în calcul, noi trebuie să amplasăm geografic aceste secții de votare în așa fel încât el să nu fie, sau realizarea dreptului la vot, să nu fie un obstacol de nerealizat. Pentru că noi avem experiența anului 2019, atunci când Comisia Electorală Centrală a decis deschiderea secțiilor de votare pe la Șoldănești, Floriești, Soroca, Orhiei, Bălți, adică Cahul, extreme unde puțin probabil că alegătorii din regiunea transnistreană în număr destul de mare ar putea să se află. Dar totuși secțiile de votare au fost deschise pentru a arăta că uite, s-au deschis tocmai 47, că atunci cel mai multe secții de votare s-au deschis. Noi credem că ele geografic trebuie să fie amplasate în apropierea căilor de transport pentru a facilita prezența la vot alegătorilor în regiunea transnistreană. Deci, de asta, din punctul nostru de vedere, am oferit în acel studiu despre care am vorbit, care a fost prezentat inclusiv în
public în februarie 2021, am indicat și cam care ar fi localitățile. Dacă nu greșesc, eu, chiar unul din membrii Comisiei Electorale Centrale, a încercat să promoveze ideea prezentată de noi sau din studiul prezentat de noi și chiar a operat cu aceste cifre de 28 de secții de votare. Dar, mă rog, am avut situația care am avut-o, că în premieră, pe lângă secțiile de votare care au fost constituite în teritoriul controlat de autoritățile constituționale, noi am avut și decizia de a deschide două secții de votare în orașul Bender, oraș care în mare parte se află sub controlul administrației de la Tiraspol, adică în afară controlului autorităților constituționale. Da, cu mici excepții, noi avem acolo inspectorat de poliție, avem penitenciari, școli, licee care se află sub controlul autorităților constituționale, dar cam asta se limitează. Noi avem cam nimic mai mult, adică un control efectiv în orașul Bender. Noi practic nu avem. Și care sunt consecințele sau ar putea fi consecințele deschiderii acestor două secții de votare? În primul rând vreau să menționez că ele au fost adoptate contrar prevederilor legale, pentru că tehnic trebuie să ne amintim că în municipiul Bender a fost constituită circumscripție electorală și cu asta s-a limitat Comisia Electorală Centrală și după aia nu a mai deschis Consiliul Electoral de Circumscripție, care în mod normal trebuie să decide deschiderea secțiilor de votare pentru municipiul Bender. Deci o încălcare a prevederilor legale. Și cu toate acestea, secții de votare au fost deschise la Bender, doar că deja în cadrul circumscripției electorale pentru alegătorii din regiunea Transnistriană și nu pentru municipiul Bender. Am zis că acest pas sau această decizie pare a fi curajoasă pentru că ar încerca sau ar demonstra o intenție a autorităților constituționale de restabilire a controlului de iure, hai să zicem așa, asupra municipiului Bender, adică să încercăm repetarea scenariului care a fost permanent utilizat pentru localitatea Corjova, unde și acum a fost decisă deschiderea unei secții de votare. Dar, iarăși, această localitate se află parțial doar sub controlul autorităților constituționale, poate într-o măsură un pic mai mare decât municipiul Bender. Dar pericolul este destul de mare în sensul în care orice conflict, orice situație conflictuală sau orice repetare a scenariului din 2009-2011 în care s-a întâmplat la Corjova, legat de devastarea secțiilor de votare, blocarea accesului la secția de vot, intimidarea alegătorilor, poate să ducă la anularea rezultatelor în aceste secții de votare și atunci pericolul anulării rezultatelor pentru aceste două sau câteva secții de votare deschise în teritoriu necontrolat, din punct de vedere al securității, poate fi probabil mult mai mare decât refuzul de liberare de a deschide secții de vot în acest teritoriu. Probabil din aceste considerente și s-a decis revizuirea poziției Comisiei Electorale Centrale și s-a anulat deschiderea secțiilor de vot în Bender și Corșova. Și eu cred că noi nu trebuie să uităm de aspectul de informare, am vorbit un pic de el la capitolul generalități mai sus, dar noi trebuie să înțelegem că alegătorii din regiunea Transnistriană au dreptul de a primi informații, de a căuta, a găsi informații despre procesul electoral în Republica Moldova, dar au dreptul și să primească. Și aici noi vorbim doar de parțial realizat acest drept. Pentru că, pe de o parte, dacă ei vor depune efort, singuri vor căuta pe pagina Comisiei Electorale Centrale, pe paginile partidilor, la televiziune, când va fi posibil, prin internet, informații despre procesul electoral din Republica Moldova, ei ar putea găsi cu ușurință mai multe informații rezonabile și credibile. Dar, pe de altă parte, ei sunt complet limitați în a primi informații din prima sursă, adică de la concurenții electorali. Și am văzut în mai multe rânduri, cu diverse ocazii, la diferite scrutini, cum concurenții electorali din Republica Moldova sunt blocați în a-și face campanie electorală în Stânganii. Probabil cu o singură excepție, din câte îmi amintesc eu,
scrutinul din 2009, atunci când podul de la dintre Bender și Tiraspol peste noapte a fost umplut de pliante ale Partidului Comuniștilor aflat atunci la putere. Cam asta sunt principalele aspecte la care am vrut eu să atrag atenția și încă o chestiune ține iarăși de informare, pentru că noi avem mai mulți locuitori din regiunea transnistreană care de regulă locuiesc sau activează aici pe malul drept râuinistul sau în localitățile aflate sub controlul autorităților constituționale, dar cu regret nu prea utilizează acest mecanism de declarare a locului de ședere, care este perfect constituțional legal și permite oricărui alegător să vină la o secție de votare sau într-o localitate unde vrea să voteze el, să fie inclus în listele electorale de bază și să-și exercite dreptul de vot, indiferent de faptul unde are domiciliu sau reședința de fapt înregistrată și de iure înregistrată. Dar iarăși, acest instrument nu este utilizat pe larg nici de cetățenii care se află permanent pe teritoriul Republicii Moldova, atât mai puțin de cetățenii care se află sau de regulă mai mult sunt stabiliți în regiunea transnistreană. Cam asta am vrut eu să menționez. Tehnic, repet, decizia de a deschide secții de votare în teritoriul necontrolat, din punctul meu de vedere, este o decizie curajoasă, dar, pe de altă parte, este destul de periculoasă pentru că consecințele deschiderii secțiilor de votare în teritoriul necontrolat pot fi imprevizibile și destul de periculoase pentru întreg procesul electoral, atât a Republicii Moldova, cât și securitatea în general a statului. Cam asta. Mersi. Mersi mult, Pavel, pentru această prezentare cu prezentătoare. Acum vreau să invit pe Alex Lentea și Cristina Lesnic, ex-vicepremier pe reintegrare, persoane care au fost implicate, inclusiv cel mai recent Cristina Lesnic, în organizarea scrutinului electorale pentru legătura de regiunea transnistreană. O să începem cu Alex. Alex Lenchea, inclusiv din perspectiva experienței tale, nu doar în guvern, dar și probabil și ca funcționar al misiunii OSCE în Republica Moldova, vroiam să te întreb în ce măsură tu vezi că la moment modul în care se organizează alegerile pentru alegătorii de regiunea transnistreană corespunde recomandărilor generale ale ODIR, monitorul internațional, pe de o parte, pe de altă parte aș vrea să te rog un pic să te referi la contextul sau tentative de deschidere a secțiilor de vot pe teritoriul necontrolat sau completamente de autoritățile constituționale, poate și niște implicații regionale în acest sens. Dar nu numai, un pic să detaliem un pic aspectul ăsta și la sfârșit am să te rog să te referi un pic mai mult pe partea de organizarea legilor pentru legătorii de regiunea transnistreană în secțiile de vot deschise pe partea dreaptă. Aici am să rog pe Cristina mai mult să detalieze, dar am să te rog să începi tu, poate, Alex, dacă ai să poți. Dar înainte de asta vreau să menționez că noi am invitat și pe doamna Olga Cipotar, vicepremier pe reintegrare, însă, din păcate, nu a reușit să confirme prezența pentru această dezbatere din motive obiective, dar doamna Cipotar a ținut să accentueze că Guvernul Republicii Moldova susține necesitatea de a asigura exercitarea dreptului electoral pentru toți cetățenii Republicii Moldova în mod egal și neîngrădit, independent de locul aflării în țară, în diaspora, sub malul stâng al Nistrului. Asta a fost un comentariu general pe care l-a transmis doamna Cipotar, pe care am ținut să o comunic și public. Și de aici, Alex, te invit pe tine să intervii. Mulțumesc, Iulian. Fiecare scrutin pe care îl organizează și îl desfășoară Republica Moldova este și o reconfirmare a faptului că Moldova există pe cele două maluri ale Nistrului. Că avem acolo cetățeni care nu doar există, dar și participă într-un fel sau altul în viața politică a țării. Importanța politică a participării cetățenilor Republicii Moldova, care se domiciliați în stânga Nistrului, în alegerile organizate de statul Republica Moldova, nu poate și nu trebuie subestimată. Dar ca să nu se creeze falsa impresie că lucrurile stau doar bine și frumos, bineînțeles că
desfășurarea procesului de votare pentru cetățenii noștri din regiuni e asociată și mai multe riscuri și probleme. Și pe de o parte, aceste riscuri electorale pe care le vedem de fiecare dată în cadrul fiecărui scrutin, probleme în calcare, ele sunt comune procesului electoral oriunde ar avea loc în oricare altă localitate a Republicii Moldova. Fie că e vorba de coruperea alegătorilor, fie că e vorba de votare multiplă, fie că e vorba de votare carusel, lucruri care, din păcate, se întâmplă în alegerile noastre, lucruri care pentru combaterea cărora au fost elaborate și există mecanisme și prevăzute prin lege, se îmbunătățesc practicile ale instituțiilor electorale, ale comisiei electorale centrale, se îmbunătățesc și practicile observatorilor electorale. Deci instrumente există, pe de parte. Pe de altă parte, evident că atunci când vorbim de organizarea procesului de votare pentru cetățenii noștri din stânga Nistrului, mai sunt și riscuri specifice, mai sunt probleme și încălcări specifice zone, specifice situații de conflict nereglementat, care nu se regăsesc în altă parte. Și bineînțeles că, în primul rând, vorbim de limitarea accesului concurenților electorali în a-și desfășura campania, în a se adresa la direct votanților din stânga Nistrului. Vorbim și despre limitări legate la accesul de informații, deși cum a zis și Pavel, e adevărat că cel care vrea se poate documenta cel puțin legat de reglementări și de modalități de exercitare a dreptului la vot. Dar vorbim, nu în ultimul rând, și despre limitarea accesului și a observatorilor electorali și limitarea drepturilor lor în a-și face lucrul, în a-și efectua exercițiul de monitorizare a alegerilor. Deci, aceleși cazuri de corupere a alegătorilor și transportarea organizată a lor nu pot fi documentate, observate și documentate în același fel, dacă asta se întâmplă, să zicem, la Tiraspol sau la Grigoriopol, lucrurile astea nu se documentează chiar atât de ușor cum dacă s-ar întâmpla la Orhei, Criuleni sau la Cahul sau la Chișinău. Vorbind de controversată de decizie anulată din fericire de deschiderea celor două secții de votare la Bender, aici se combină riscuri electorale, riscuri de securitate și riscuri politice. S-a vorbit mult despre și colegii până acum au vorbit și eu de riscuri de posibil fraudă electorală în situația în care observatorii și presa nu au acces nestingerit în zonă, inclusiv în municipiul Bender. Pe de altă parte, vorbim despre zonă de securitate și un oraș care zonă cu regim special de securitate, cu concentrație foarte mare de oameni înarmați, oameni în uniforme, o zonă foarte tensionată. Așa, un eveniment ca desfășurarea procesului de votare cu aglomerații de oameni într-o zonă deja aglomerată de oameni în uniforme, miliții, poliție, militari, în sine are un risc ridicat de incidente și de destabilizări. Dar în afară de asta, eu văd aici posibile pericole și pentru securitatea statului Republica Moldova. Deci într-o zonă pe care autoritățile constituționale nu controlează efectiv, deschiderea de secții de votare, ceea ce înseamnă multe mii de buletine de vot expuse și neprotejate, nesecurizate, ceea ce înseamnă și liste de alegători, fie ele chiar și liste suplimentare, care
trebuie să completează, se completează cu date personale care trebuie să protejate. Și vorbim și despre ștampile votate, care la fel sunt expuse și neprotejate, nesecurizate. Asta creează și riscuri de fraudă electorală. Și vorbim și despre calculatoare. Calculatoare conectate la sisteme informaționale de stat ale Republicii Moldova și amplasarea lor într-o zonă în care poliția Republicii Moldova, cum așa recunoscut, nu poate garanta securitatea lor. Chestia asta poartă riscuri foarte mari de compromitere a sistemelor informaționale a Republicii Moldova. Și atunci urmările ar putea fi nu doar în ziua alegerilor, nu doar în context electoral, dar și cu repercusiuni mult mai mari pe alte domenii și pe un termen mai extens. Totodată, o altă problemă despre care s-a vorbit probabil mai puțin în spațiu public, având așa precedente cum a fost la Corjova în 2007, când a fost închisă secția de votare de forțe ale administrației transnistrene. 2009-2011 avem precedente de, au fost incidente violente. Eu am fost în 2009 la Corjova în calitate de observator electoral și am văzut ce a fost. Având asemenea precedente, acum în 2021, Comisia Electorală Centrală adoptă o hotărâre prin care deschide două secții de votare la Bender. Au trecut mai bine de două săptămâni, nu a fost nicio singură reacție de la Tiraspol, un lucru care vorbește de la sine. Nu a fost nici măcar un comentariu. Tiraspol, care este foarte vocal, oricând se întâmplă lucruri mult mai neînsemnate. Și atunci singura explicație care poate exista aici e că au fost înțelegeri. Au fost înțelegeri între factori de la Chișinău și de la Tiraspol. Factori de decizie la Chișinău sunt multe, sunt mulți actori la Chișinău, la Tiraspol doar unul singur. Deci eu știm cu siguranță cine a fost contrapartea înțelegerii la Tiraspol, nu neapărat și la Chișinău. Și atunci, dacă a fost o înțelegere, întrebarea principală pentru mine este care a fost costul acestei înțelegeri, care e prețul care a fost promis de oricine ar fi făcut acea înțelegere aici la Chișinău. Fie că vorbim despre prețul politic sau economic sau cel mai probabil la pachet. Încă două chestii pe care nu pot să le omit, despre care țin să comentez pe scurt, țin de informarea alegătorilor, posibilitatea concurenților electorali de a desfășura campanie electorală și de rata de participare a alegătorilor din stânga Nistru, pentru că aceste două lucruri merg oricum la pachet. Sigur că concurenții electorali sunt privați de tradițional și probabil unul din cele mai eficiente mijloace de desfășurarea campaniei, și anume întâlniri cu alegătorii, discuții de la ușă la ușă, de la gospodărie la gospodărie, discuții cu oameni în stradă, corturi, plante, materiale informaționale. Acest drept a fost mereu încălcat de administrația regiunii și în principiu cu mici excepții discutabile despre care a vorbit și Pavel, niciodată la alegeri niciun concurent electoral, el cu foarte puțin excepții, nu a avut posibilitate, sau cel puțin concurenții electorali niciodată nu au fost puși în condiții egale a se adresa nemijlocit alegătorilor din Transnistria. Totodată, reversul problemei, de ce așa de puțin conaționali de-a noștri, cetățeni de-a noștri din stânga Nistrului participă la alegeri. Am văzut toți și statistica. Și explicații sunt două. În primul și în primul rând, oferta electorală a concurenților electorali, dacă e să privim retrospectiv sau dacă vorbim în sens mai îngust concret despre acest scrutin, oferta electorală
concurenților nu neapărat se adresează, sau de cele mai deseori nu se adresează locuitorilor din stânga Nistru. Ei nu se regăsesc în oferta electorală, ei nu se regăsesc în programe, respectiv nici nu sunt interesați să voteze în mare parte. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că statisticile pe care le avem, cifrele pe care le avem, da, cifra absolută, numărul oamenilor care au votat, sigur că e o informație obiectivă. Totodată, rata participare, când ajungem la valori relative, este foarte dificil să estimăm care e procentul cetățenilor noștri din stânga Nistru care votează. Pentru că sunt foarte mulți oameni și nu avem niciun fel de statistici în acest sens. Noi știm câte buletini de identitate au fost eliberate pe parcursul anilor și câte persoane originare din stânga Nistru au fost documentate cu buletini de identitate. Noi nu știm câți din ei trăiesc de fapt în regiune. Și dacă credeți că nu știți pe nimeni care să trăiască aici la Chișinău, să fie vicin de palier sau de bloc sau de stradă, dar de fapt are viză de domiciliu în documentul lui buletin de identitate, are viză de domiciliu în stânga Nistru, dacă vă pare că nu cunoașteți așa oameni, probabil pur și simplu niciodată nu ați abordat problema asta. Vă asigur că cineva pe care cunoașteți personal și nici nu bănuiți, de fapt are viză de domiciliu undeva în stânga Nistru și toată viața conștientă, imediat după școală, trăiește aici la Chișinău sau la Băiat sau la Pahul. Și unul din motive suficient de importante pentru oameni ca să nu-și schimbă viza de domiciliu, dincolo de faptul că omul poate să nu aibă în proprietate un imobil aici, în dreapta Nistrului, unde să-și facă viză. Un alt motiv des invocat de interlocutorii mei este că își păstrează viza de domiciliu în stânga Nistrului ca să poată neîmpedicat merge la părinți, la rude în stânga Nistrului. Pentru că asta îi ajută inclusiv și în timpul restricțiilor nejustificate de călătorii pe timp de pandemie ajutat. Tot e un factor care trebuie luat în calcul, să explică de ce cifrele, sau în parte explică de ce cifrele sunt cele care sunt. Trebuie să înțelegem că vorbind de Transnistria, vorbind de zonă și situații de conflict nereglementat și de organizarea alegerilor în această zonă, în această situație specifică, multe lucruri sunt absolut neevidente și lucrurile nu stau neapărat așa acolo pe teren, cum arată ele pe hartă sau cum ne imaginăm noi din știri. Și secția de votare, de exemplu, care urmează să fie deschisă la Corjova, liceul din Corjova, bine, știți, ați fost la liceul din Corjova, știți unde se află. E oarecum între Corjova și Cocieri și acolo concret în acea locație, cred că nu deschiderea acestei secții de votare nu comportă riscuri, pentru că din perspectiva Tiraspolului și a lor viziune despre cum stau lucrurile și cum e împărțit teritoriul, ăsta deja e Cocieri, nu e Corjova, ei nu se simt amenințați teritorial cât e ridicul ăsta, n-ar suna. Și deci sunt mici subtilități pe care trebuie să ținem cont și acel eu găselniță ca să ajute alegătorii din Corjova să voteze, pentru că nu există, de fapt Corjova și Cocieri, la fel ca și Corjova și Dubăsari, nu vezi cum ieși dintr-o localitate și intri în alta. Mici subtilități care contează și de care trebuie să ținem cont ca să asigurăm cât de mult posibil accesul alegătorilor din stânga Nistru la exercițiu electoral și în final să amintesc despre ce a vorbit și Pavel, limitarea dreptului electoral, care nu este un drept absolut, trebuie să fie prevăzută expres prin lege. Ori asemenea, limitări nu există în cadrul legislativ în vigoare. Mulțumesc! Mersi mult, Alex. Ai menționat mai multe lucruri interesante, inclusiv din contactele tale cu interlocutorii din regiunea transnistreană, de diferit nivel, de diferit tip. Dar ceea ce mi-a atras atenția este că lucru, într-adevăr, care nu s-a discutat și nu s-a observat în această perioadă când s-a încercat deschiderea celor trei secții la Bender, două secții la Bender și una la Corjova. Într-adevăr, nu a existat nicio reacție din partea
autorităților de traspă, lucru care pe mine, de exemplu, acum chiar într-un fel mă miră. Și menționat despre înțelegeri. Bun, nu vreau să mergem în zona speculațiilor, dar vreau să, de pe această dimensiune, cumva să trecem la Cristina, Cristina Lesnic. În scrutinul prezidențial de anul trecut au existat mai multe informații, multe rapoarte, precum că cumva deschiderea secțiilor de vot în regiunea Transnistria, numărul lor mai mare în comparație cu anii precedenți, cumva a fost cumva discutat la nivel politic între decidenți politici de la Chișinău și la Tiraspol. Iarăși, s-a discutat foarte mult, într-un fel sau în altul speculativ, dar ce s-a observat este că au fost mai multe cazuri raportate de transport organizat în regiunea transnistreană pentru alegători, pentru a merge la secțiile de vot deschise, partea dreaptă. Și lucrul ăsta s-a alertat, noi chiar am avut o dezbatere anul trecut la subiectul ăsta și cu tine, Cristina, și cu secretarul de stat la Ministerul de Interne și, colegii de la CEC, domnul Civil. Și atunci s-a dedicat o atenție foarte mare modului de reglementare a transportului din regiunea transnistreană spre secțiile de vot din partea dreaptă pentru a limita transportul legal organizat, care evident că nu este ceva permis. Vreau să te invit pe tine, Cristina, să ne spui un pic din experiența precedentă, foarte recentă, în organizarea acestor alegeri pentru alegătorii de regiunea transnistreană și care paralelele observi acum și ce ar putea să facă Comisia Electorală Centrală acum pentru a învăța din lecțiile precedente de anul trecut, pentru a organiza un proces legal, transparent, sigur, pentru alegătorii de regiunea transnistreană în aceste alegeri anticipate. Te rog, Cristina. Bună ziua, vreau să mă alătur și la multe lucruri care au fost spuse din experiențele fiecărui care a ocupat diferite poziții, fie din partea autorităților de stat, dar inclusiv și din partea societății civile, organizațiilor neguvernamentale. Eu am să încerc să menționez că pentru mine, personal, rămâne deci o linie roșie în continuare, că autoritățile de stat trebuie să se concentreze foarte mult pentru a investi în mai mult în securitate și în dimensiunea drepturilor omului. Deci lucru care, de fapt, dumneavoastră cunoașteți că portofoliul de reintegrare este un foarte complex, este anevoios și vreau să vă zic că nu întotdeauna găsește doar succese, mai mult blamări, deseori trebuie să explice și să justifice anumite acțiuni pe care le-ai luat, le-ai adoptat. Dar cu siguranță am să merg și de la ipoteza că totuși anumite chestii au fost învățate atunci când am avut pandemia, când toți ne-am autoizolat și noi am văzut că cum a funcționat circulația de pe ambele maluri ale ministrului. Și vreau să vă zic că cel puțin eu, într-o perioadă foarte scurtă, de la momentul în care noi am declarat stare de urgență sănătate publică, începând cu luna martie anul trecut, am avut o situație în care cel puțin cred că într-o lună la noi, la birou, au parvenit peste 100 și ceva de solicitări pentru a le ajuta să ajungă pe malul stâng al ministrului. Ceea ce denota faptul că, într-adevăr, cum zicea domnul Vlastic, noi avem foarte multă lume care sunt angajați la diferite întreprinderi pe malul drept al ministrului, care își câștigă existența sa și ulterior revin la domiciliul din regiunea transnistreană. Dar din experiența proprie pe care am avut-o pentru pregătirea procesului electoral, am să revin la câteva elemente pe care le-am menționat domnul Berlinski cu privire la cele trei criterii care sunt obligatorii de a fi luate în considerație atunci când se formulează opinie de deschidere sau nu secțiile de votare. Am să pornesc la faptul că nu este în premieră faptul că în cele două centre de plasament s-a votat în anul sau se organizează aceste alegeri în anul curent și nu este nici în premieră faptul că prin urna mobilă s-a asigurat la cele două penitenciare dreptul de a vota. Lucrul acesta s-a întâmplat și anterior, deci lucru cunoscut. Pentru noi și cred că toată lumea trebuie să cunoască că probabil că noi pentru viitor, pentru politici de reintegrare și în special la exercitarea dreptului de vot, va fi necesar să avem o evaluare a riscurilor. Pentru că nu știu cum a funcționat în acest an, dar cel puțin în anul trecut, noi am luat fiecare criteriu care era indicat în codul electoral și atunci când s-a discutat despre organizarea teritorială administrativă, noi am punctat care este situația, că trebuie să fie pe teritoriul unde există controlul efectiv, pentru că Curtea Europeană a Drepturilor Omului și până astăzi
își pronunțe deciziile recunoscând că nu avem un control efectiv în regiunea transnistreană. Doi, la mână am să mă focusez pe criteriul ce ține de cum s-au verificat căile de acces. Pentru cele trei secții de votare care urmau să fie deschise la Corșeva și la Dender. Pentru că în cazul alegerilor prezidențiale, deci reieșind din faptul că în regulamentul cu privire la organizarea și activitatea Comisiei Unificate de Control, mă refer în cazul dat al delegației Republicii Moldova, este prescris expres și exhaustiv că președintele, copreședintele delegației Republicii Moldova se subordonează direct guvernului și vicepremierului pentru reintegrare. În această situație, bănuiesc că, ca și cum am făcut noi, la propunerile pe care le-ați recepționat dumneavoastră din directoriu, de la autoritățile publice locale, delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control urma să verifice toate căile de comunicație și să vă comunice dumneavoastră către CERC, există cale de comunicare, sunt probleme, nu sunt probleme și așa mai departe. Într-adevăr, am să susțin și teza domnului vicepremier Flenche, care a menționat că Corjova a fost o experiență tristă pentru Republica Moldova. Trebuia de mult să învățăm aceste lecții și pe lângă aceste riscuri care cred că sunt nu asociate doar pentru Corjova, dar pentru toată, să spunem așa, linia administrativă limitrofă, există și riscuri nu doar pe perioada electorală, dar există riscuri inclusiv pe perioada obișnuită pe care o avem zi de zi. Ceea ce este important să menționez că bazinul votanților din regiunea transnistreană, dacă vom face un coraport, vom observa că a fost exact potențialul bazinului electoral care a votat în anul trecut la alegerile prezidențiale din diaspora. Deci noi nu putem să subestimăm capacitatea votanților din regiunea transnistreană și să nu le oferim accesul pentru a-și exercita dreptul la vot. Pentru că unii dintre ei circulă, unii dintre ei activează aici, unii și-au transferat și sunt de acord cu faptul că viza de domiciliu nu întotdeauna corespunde ideii că persoana este și locuiește în regiunea transnistreană. Iar pe de altă parte, vreau să menționez și să spun că elementul de securitate trebuia să fie evaluat până la adoptarea acestei decizii cu privire la deschiderea secțiilor de votare în Corjova și Dender. Eu, ca fost oficial care am activat în această poziție, sigur că eu, când am auzit de această decizie cu privire la deschidere, undeva m-am îngrijorat, pentru că noi cunoaștem ce s-a întâmplat în perioada pandemiei, câte provocări am avut, câte persoane au fost declarate așa numite non-grata de către serviciile din regiunea transnistreană, persoanele care nu au putut să se revină la domiciliul său din Corjova, aveam și persoane care au depus plângeri pentru a le fi clarificată situația și juridică și socială în cazul dat. Și eu cred că au existat argumente suficiente pentru că această decizie să nu fie adoptată în sensul care a fost emisă și ulterior anulată la data de 15 iunie sau revizuită. Am să fac referință și la faptul că în anul trecut și în anii precedenți, atunci când au luat loc procesele electorale, întotdeauna există o comunicare între Chișinău și Tiraspol și oricum ei cunosc despre situația faptului că Chișinăul sau Tiraspolul vor avea această discuție. Pe partea ce ține de criteriile sau amenințările la securitate și la capitolul de misiunea de drepturile omului, este adevărat că dacă în anul trecut noi am avut anumite fapte deja cunoscute cu privire la acele situații din Varnița, din Dubăsari, am să mă refer la fel, este clar că pentru noi a fost un fir roșu că aceasta poate să se repete și în anul curent. Deci eu nu am să fac foarte multă politică pe acest subiect, pentru că atunci când vorbești despre securitate și despre drepturile omului, trebuie să te simți în portofoliu și în pereche de încălțăminte de om de stat. Și atunci pui și prevalez mai multe elementele ce țin de securitate, stare de drept, drepturile omului, legalitate și ulterior merg ideile de ce țin de costurile politice și politică în ansamblu. Deci eu n-am să încerc acum să aduc careva critici pentru că fiecare dintre noi am avut această poziție, cunoaștem care au fost riscurile, au fost perioade când au fost mai relaxante, au fost perioade care sunt mai puțin relaxante. Mă miră faptul că deci până la prelungirea acelei hotărâri de guvern cu privire la scutirile
pentru controlul comun în Pervomaiscu cu Germania, pentru că noi avem o altă inițiativă de prelungire și de extindere, exact în ajunul alegerilor. Nu am să vin cu idee sau cu anumite suspiciuni, rămâne la latitudinea instituțiilor de stat să se expună și să poartă responsabilitate pentru propunerile pe care le-au făcut, dar este cert faptul că întotdeauna Comisia Electorală Centrală se bazează pe avizul care vine de la Cancelarea de Stat în persoană, Biroul Politic de Reintegrare și Vicepremierul pentru Reintegrare. Aici am să mă opresc. Eu am văzut și datele statistici care au fost în scrutinile anterioare și am să menționez că este o dinamică destul de pasivă. Lucrul respectiv se datorează faptului că persoanele, într-adevăr, nu sunt informate. Noi cunoaștem foarte bine că accesul mass-media de pe malul drept, pe malul stâng, este restricționat. Noi cunoaștem că, de fapt, și organizațiile neguvernamentale întâmpină dificultăți de accede în regiunea transnistreană, lucru care ar fi trebuit să fie pus pe masa de negociere în cadrul grupului de lucru pe drepturile omului, în speranță că acest grup de lucru se va mai convoca în acest an, măcar cel puțin o dată, până la ședința în format cu 5+2, ar fi fost foarte bine ca dimensiunea drepturilor omului totuși să aibă o dinamică constantă, pentru că nu putem vorbi mai întâi de toate de drepturile economice, punând în umbră, de fapt, drepturile fundamentale ale omului. Și am să continui această idee deja nu din poziția de vicepremier, fost vicepremier, dar din poziția unui cetățean simplu, pentru că nu poți să garantezi drepturile fundamentale ale omului atunci când discuți doar despre drepturile civile, economice și despre anumite situații particulare. Deci eu cred, sunt convinsă că autoritățile și noi personal ca cetățeni am învățat anumite lecții. Mai întâi de toate să ne clarificăm cu aceste elemente ce țin sau care pot plana suspicios asupra securității și drepturile omului, după care să vorbim și despre alte elemente ce țin de dosarele și țin de transport economic și cel mai mult. Iulian, rămân la dispoziție dacă sunt careva întrebări mai specifice reieșind din experiență și cu siguranță că putem împărtăși lucrurile bune și frumoase și experiențele poate mai puțin reușite din portofoliul pe care le-am deținut anterior. Mersi mult pentru intervenție, această intervenție inițială. Acum vă propun să avem o dezbatere, o discuție. Vreau să anunț pe toți cei care ne urmăresc că pot să formuleze întrebări. Fie pe pagina privesc eu, la secțiunea chat, fie pe în secțiunea comentarii la pe pagina IPRE, acolo unde vedeți transmisiunea dată. Formați întrebările, colegii mei vă transmite întrebările și eu le vor formula pentru cei care sunt aici cu noi. Văd că Alex deja a ridicat mâna pentru o reacție sau un comentariu adițional. Alex, îți ofer cuvântul imediat, dar vreau întâi să ofer ocazia lui Alexandru Berlinski să intervină, fiindcă s-a menționat mai multe elemente relevante care țin de procesul de organizare a legilor de antevorbitorii dumneavoastră. Și ca să-i ofer ocazia suplimentară lui Alexandru să ne vorbească un pic mai mult despre subiectul sau provocările pe care le anticipează Comisia Electorală Centrală în organizarea acestor alegeri pentru legătură regiunea transnistreană, în special subiectele care au fost raportate de mai mulți ani, care ține de transportul organizat, coruperea legătorilor. Știu că ați avut și o discuție, ai menționat lucrul ăsta la început, ați avut o discuție deja cu autoritățile competente. Dacă ați putea să ne spuneți cam ce am putea anticipa, ce decizii am putea anticipa din partea Comisiei Electorală Centrală pentru a asigura procesul de vot. Alex, te rog. Alexandru. Da, vreau să mulțumesc mult. Până a venit cu răspuns la întrebările noastre, o să fac un pic de clarități referitor la ce și s-a afirmat până în prezent. Într-adevăr, în cadrul alegerilor locale generale, Comisia Electorală Centrală nu poate asigura dreptul la vot să fie alese organele de conducere a acelor localități, pentru că nu există un control constituțional. O să menționez experiența că doar 3 localități din raionul Căușeni participă la alegerile locale generale, este vorba de cele Gâsca, Chițcan și Cremenciu, unde ei participă doar la alegerea consilierilor din raionul Căușeni. În alte localități, într-adevăr, Comisia Electorală Centrală constituie doar circumscripția, dar nu constituie și acele organe electorale. Referitor la prezența pasivă a legătorilor din stânga Nistrului și referitor la acea cifră optimă de secții de votare,
Teoretic poate fi luat în calcul, însă din punct de vedere legal și practic, nimeni nu poate oferi garanție că la acele secții de votare nu va fi o prezență masivă. Dacă să mergem pe aceeași idee, înseamnă că și teritoriul țării n-ar trebui să deschidem 2.000-3 secții de votare, n-ar să deschidem 1.000 de secții de votare, fiindcă oricum alegătorii nu vin în prezență de 100%. De aceea, acea cifră în jurul căreia Comisia Electorală Centrală permanent a optat între 40 și 50 secții de votare este una argumentată și se bazează strict pe prevederile codului electoral. Referitor la transportarea organizată a alegătorilor, cunoaștem experiența din anul trecut când Comisia Electorală Centrală, în suport cu alte organe ale statului, a încercat cumva să reglementeze acest fenomen. A fost adoptată acea hotărâre a Comisiei Electorale Centrale, bună rău, oricum ea a fost, referitor la nivelul ei de implementare sau care a fost efectul acestei hotărâri, încă urmează să ne expunem. Ce își ține pentru scrutinul nemijlocit de la data de 11 iulie, la moment Comisia Electorală Centrală, este într-o lucrare strânsă cu cei de la Ministerul de Interne și alte instituții, Autoritatea Națională Transport Auto, ANTA, și alte instituții pentru elaborarea unei hotărâri sau a unui plan de lucru comun referitor la acțiunile fiecărui instituții în parte pentru a contracara acest fenomen. Mersi, Alexandru, pentru aceste precizări. Vreau să-l invit pe Alex. Alex, te rog, Flenche. Mulțumesc, Iulian. Eu vreau să vorbesc un pic despre informarea alegătorilor, alegătorul informat, alegeri conștientă și, respectiv, capacitatea de a face campanie electorală în stânga Nistru. Haideți să nu subestimăm posibilitatea concurenților electorali, totuși de a-și promova mesajul electoral în situația tehnologică a anului 2021. Dar și chiar dincolo de media electronică, rețele sociale și alte modalități de răzbat încolo, haideți să luăm exemplul de ieri, situația de ieri, un incident care știm s-a întâmplat pe podul între Rezina și Râbnița, un autobuz cu activiști candidați din partea unui concurent electoral nu au fost lăsați în Râmnița pentru a-și face campanie. Știți ce a fost ieri peste tot, în toată 1, 2, 3, da, puțină presă transnistreană ieri? Asta a fost primul titlu de știre. Un partid care cere unire cu România nu a fost lăsat să facă campanie în Transnistria. Asta a fost peste tot, în toată presa transnistreană. Deci, de la mic până la mare, până la pensionar care nu are altceva decât TV, toți au aflat că există așa un concurent electoral care promovează asta. Deci, în mare parte, asta cam consumă mesajul principal electoral al acestui concurent. Deci, e și asta o campanie. Și eu vreau să cred... nu știu, a fost intenționat sau neintenționat, dar rezultatul a fost mult mai bun în sens electoral decât dacă nu s-ar fi recurs la asta. Deci tot au răzbătut la, nu știu, la inimile, la mințile sau cel puțin la urechile alegătorilor din stânga Nistru. Dar pe de altă parte, haideți să nu subestimăm și oamenii și chiar și pe rețele sociale, grupuri create de locuitori din stânga Nistrului cu tot felul de tematici. Rata de repostare a știrilor din Republica Moldova, deci nu scrise de toate două surse media din Transnistria, scrise de media inclusiv independentă din Republica Moldova, este destul de mare. Oamenii, iarăși, cei care vor, nu pot să impui fiecare să fie informat. Este informat cel care vrea să fie informat. Și cei care vor au acces. Și până la urmă, și nu în ultimul rând, trebuie să înțelegem un lucru, că profilul alegătorului din Transnistria, și eu exclud aici alegătorii care au fost corupți, plătiți, transportați, dar cei care merg din convingere, cei care merg de bună voie, profilul este totuși un pic diferit față de profilul alegătorului din dreapta Nistrului. În mediu vorbim despre un alegător care în sondaje
în sondaje care apar cu o săptămână, cu o lună sau cu un an înainte de alegeri, știi că merge la vot, știi care este opțiunea electorală și știi destul de bine platforma sau programul politic al partidului sau al candidatului pentru care va vota. Asta este în primul rând profilul alegătorului din stânga Nistru, repet, nu cei care au fost plătiți și transportați în mod organizat. Și nu cred că cineva din noi sau din cei care urmăresc sau cei care habar n-au despre această discuție poate suspecta că, de exemplu, Ion Iovcev, directorul liceului din Tiraspol, sau doamna Roibu, directoarea liceului de la Bender, fac o alegere neconștientă sau că au fost manipulați sau că merg la alegeri și votează din alte motive decât cetățenie, simțul de apartenență la acest stat și opțiune politică clară care probabil o au. Mulțumesc! Mersi, mersi, Alexandru. Vreau să rog pe Pavel să ne spună un pic mai mult despre cum Promolex va putea monitoriza procesul electoral pentru secțiile de vot deschis pe partea dreaptă a râului Nistru și din experiența de anul trecut. Care ar fi potențiale provocări care ar putea să apară și eventual ce recomandări ați avea, Pavel, pentru cei de la Comisia Electorală Centrală, care acum vedem că elaborează un plan de lucru comun cu autoritățile competente pentru a preveni anumite ilegalități sau anumite limitări care s-au perpetuat în alegerile precedente. Mersi. Noi vom delega câte un observator în fiecare secție de votare unde vor vota alegătorii din regiunea transnistreană, adică în toate cele 41 de secții de votare vom avea observatori statici care vor monitoriza procesul electoral de la deschidere până la totalizarea rezultatelor votării. În afară de aceste persoane vom avea observatori și echipe mobile care vor monitoriza toate traseele sau căile de acces de la teritoriul care nu se află sub controlul autorităților constituționale până la secțiile de votare și vom monitoriza inclusiv acele fapte relevante în context electoral care vor avea loc pe aceste segmente de trasee, eventuale întruniri publice, marșuri sau alte situații ieșite din comun, cum spre exemplu au fost în Kamenka, Sănătăuca, mai bine zis, aruncate la ore diferite de timp cui îndoiate pe traseu, anume pentru a sparge anvelopele celor care se deplasează către secțiile de votare. Lucruri raportate inclusiv de observatorii noștri și care în mare parte arată cam ce este posibil să întâmple în ziua alegerilor. Asta înseamnă că în ziua alegerilor noi putem să ne ciocnim cu situații în care vor fi întruniri în masă la segmentele de demarcare a controlului eficient de partea autorităților constituționale și autorităților neconstituționale. Noi putem să ne întâlnim cu anumite incidente mai puțin plăcute din partea susținătorilor sau din contra nesusținătorilor celor care consideră că alegătorii din regiunea transnistreană poate să voteze sau trebuie să voteze. Și, în ultimul rând, noi putem să ne ciocnim cu situații în care transportul organizat de alegători din regiunea transnistreană este efectuat prin diferite metode mai puțin ortodoxe. Ceea ce am avut noi în 2020, în general, nu a circulat transportul de pasageri, nicio rută de pasageri nu a circulat până în ziua alegerilor, că în ziua alegerilor ele se circule la fiecare 15 minute, contrar graficului aprobat, care ar trebui să facă 3 sau 4 rute pe zi. Și Poliția Republicii Moldova
nu a văzut nicio încălcare în acest fel, pe când în orice altă situație, atât Republicii Moldova, cât și ANPA sau cum se mai cheamă cea agenție de prevenire a transportului ilicit de pasageri, raportează zi de zi amenzi pentru circulație sau transportare organizată a pasagerilor. Noi putem să ne întâlnim cu situații în care locuitorii din anumite localități unde vor fi deschise secții de votare să rămână neplăcut surprinși de ce se întâmplă în preajma secțiilor de votare. Și aici eu cred că autoritățile constituționale și electorale, dar și ale administrației publice locale trebuie să ia măsuri pentru ca în preajma secțiilor de votare să fie amenajate locuri de parcare, locuri de scuze, dar în care cetățenii care stau în coadă să poată să meargă, fie să-și spele mâinile sau să meargă la viceu, adică viceuri publice să deste temporare. Pentru că asta este. E vară, e cald, sunt situații în care stai și câte o oră și mai mult în coadă. Deci minimum decent trebuie să fie asigurat de către autoritățile noastre. Și aici vorbesc de fie de autoritățile electorale, fie de reprezentanții biroului de reintegrare, care în colaborare cu autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure aceste măsuri. Cam asta le văd eu la această etapă. Sau am putea să le vedem sau să le revedem, mai bine zis, în scrutinul din... Da, dar vreau să întreb, în ce măsură măsurile adoptate de Consiliul Electoral Central în trecut, în cooperare cu alte autorități competente, de a reglementa transportarea alegătorilor din regiunea Transoxiană, a fost o experiență pozitivă sau mai puțin pozitivă? Adică care din lucrurile care s-au decis real au funcționat și care sunt observațiile pe care putea să le ia în considerație Comisia Electorală Centrală la moment când elaborează un plan de lucru cu celelalte autorități? Deja la capitolul deschiderea secțiilor de votare am menționat că secțiile de votare au fost deschise. Parte bună că au fost deschise în locații apropiate de punctele de demarcare a controlului efectiv. Și, pe de altă parte, noi trebuie să înțelegem că acea hotărâre a Comisiei Electorale Centrale, care a fost aprobată pentru a preveni transportul organizat de pasageri, a avut un rol în mare parte de prevenție, pentru că, din datele noastre, a scăzut mult numărul de automobili sau mijloace de transport de mare capacitate, hai să zicem așa, care a fost implicat în transportarea organizată a alegătorilor, pentru că în mare parte cu autobuze, cu microbuze s-au transportat numai pe teritoriul necontrolat. Deci i-au adus pe alegători până la linie de demarcare a controlului efectiv, după care persoanele fie au mers pe jos, fie au mers cu rutele regulate de pasageri, fie cu mijloace de transport de mică capacitate. Și asta cumva a diminuat din numărul total de alegători. Și iarăși partea proastă, îmi cer scuze că n-am vorbit de lucrul ăsta, cazurile de corupere a alegătorilor care au fost întâlnite, care au fost raportate inclusiv de observatorii noștri. Și aici eu sper că atât poliția, cât și Biroul pentru Reintegrare, cât și Serviciul de Informație și Securitate vor întreprinde măsurile de rigoare. Ori dacă observatorii simple, persoane neinstruite în desfășurarea măsurilor operative de investigație au documentat și au văzut cazuri de corupere alegătorilor în municipiul Bendea, eu cred că cu atât mai mult acest lucru ar fi trebuit să fie vizibil și documentat și raportat și cercetat și anchetat corespunzător de către organele de drept. Mersi mult, Pavel. Acum vreau să întreb pe Alexandru Plenchea și Cristina Gerasimov. Să vă întreb o întrebare care, de fapt, nu s-a prea discutat în contextul deschiderii celor două secții în Bender și cea din Corjova.
elementul de precedent, încercarea de a crea un precedent, inclusiv la nivel național, dar mai cu seamă vreau să vă întreb un pic despre contextul regional. În ce măsură credeți că aceste decizii, chiar dacă au fost anulate, comportă un anumit element de referință pentru alte scrutine naționale în Republica Moldova sau la nivel regional, doar să pomenesc de Donbass, în Ucraina. Subiectul alegerilor în Donbass este un subiect destul de complicat la moment pentru Ucraina. Știm că Federația Rusă insistă asupra acestui lucru. Anume din contextul dat, vreau să vă rog un pic să vă referiți. Dacă e relevant subiectul ăsta sau mai puțin și în ce măsură? Alex. Mulțumesc. Sigur că desfășurarea procesul de votare și a alegerilor în zone de conflict în partea noastră, continentului, în spațiul post-sovietic, asta mereu e o problemă și e foarte diferit de la o țară la alta. Vorbind concret de țara noastră, ceea ce pe mine mă deranjează sau m-ar fi deranjat dacă nu ar fi fost anulat decizia privind deschiderea secțiilor de votare în Pender, oraș aflat în afara controlului efectiv al autorităților constituționale, până în prezent, și de mulți ani încoace, și până în prezent, CEDO, în decizii care vizează plângeri parvenite din stânga Nistrului sau fiși de partea cetățenilor din partea dreapta Nistrului, dar drepturile care au fost lezate în virtutea faptului că există așa o entitate necontrolată a Transnistria, responsabilitatea este pusă în Federația Rusă, pentru că a fost stabilit că Federația Rusă și Republica Moldova are control efectiv al acestei zone și astfel Republica Moldova este, nu, simplist vorbind, scutită de această responsabilitate, bineînțeles că oricum este responsabilă pentru ceea ce se întâmplă, pentru că e țara noastră și teritoriul nostru suveran. Dar asta e și rezerva, faptul că noi nu avem control efectiv acolo, e și rezerva pe care o formulează Republica Moldova de fiecare dată când aderă la convenții internaționale, multilaterale, convenții cadru, mereu este prezentă această rezervă. Noi nu avem control efectiv al acestui teritoriu, deci nu putem asigura îndeplinirea în totalitate a obligațiunilor care iese din această convenție internațională. Dacă s-ar crea un precedent că statul Republica Moldova desfășoară proces electoral, proces de votare pe acest teritoriu, eu cred că asta cel puțin ar fi un motiv pentru CEDO să revadă din nou situația și ipoteza că Republica Moldova nu exercită controlul efectiv asupra acelui teritoriu. Și atunci urmările și repercusiunile ar fi de o altă scară și pe un termen mult mai lung. Mulțumesc. Mersi, Alex. Cristina? Eu probabil că am să merg pe altă ipoteză și am să spun faptul că în Ucraina noi avem legea teritoriilor ocupate, deci de fapt regimul juridic acestor teritorii este considerat temporar ocupat. Fapt pentru care la CEDO foarte bine cunoaștem că toți reclamanții care adresează aceste cereri le adresează nu împotriva Ucrainei și Federației Rusă, dar împotriva unui stat. În cazul avocaților care prezintă cererile din Republica Moldova pe cazurile la CEDO, care provin din teritorii necontrolate, se operează cu cereri împotriva și Guvernului Republicii Moldova și a Federației Rusă. Doar că elementul ăsta care probabil cunoaște de acord cu Alexandru este faptul că noi avem elemente care probabil sunt folosite diferite din punct de vedere a doctrinii juridice. Deci ce folosește cu terminologia
zonele gri, folosește limbajul în care spune că nu avem control efectiv. Curtea Constituțională a Republicii Moldova, știm foarte bine cum am menționat acest termen juridic, dar de fapt noi înțelegem că spre Siberia de Ucraina situația în Republica Moldova este puțin diferită și din punct de vedere a timpului cum s-au perandat evenimentele și din punct de vedere a intensității acestui conflict. Dar ce chiar cred eu că este relevant să menționăm este faptul care poate nu aș fi de acord cu Alexandru, este faptul că criteriile pentru care este declarat Federația Rusă vinovată în multe cazuri care sunt pronunțate, este prezența militară în această regiune, este asigurarea socială, deci dumneavoastră știți chiar și probabil din discuțiile publice, care este și prezența agentului guvernamental și care sunt probabil că și remeiurile pentru care ne invocăm că Guvernul Republicii Moldova așa a îndeplinit toate obligațiile pozitive, ceea ce ar însemna mai ușor în limbajul cotidian, că a îndeplinit tot ce este posibil pentru a întreprinde și a restabili situația juridică a cetățeanului care reclamă un anumit sau imput un anumit violarea drepturilor omului. Deci eu cred că la momentul actual, chiar și dacă suntem în vecinătate cu Ucraina, totuși noi nu avem o lege separată, organică, adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova, în care să fie indicat expres că noi suntem, avem un teritoriu ocupat, dar avem pe de altă parte decizii care este executorie pentru noi și suntem obligați să o executăm, este decizia Curții Constituționale și deciziile CEDO. Sunt de acord cu faptul că este un precedent. Trebuie să vedem, pentru că în diferite spații publici s-a vehiculat cu faptul că noi transferăm anumite competențe către administrația publică locală din regiunea transnistreană să organizeze procesul electoral. Că, pe de altă parte, dacă noi am fi fost în regiunea transnistreană și am organizat în oricare dintre cele orașe și am deschis secții de votare și le-am organizat noi personal, le-am implementat, atunci, într-adevăr, ar fi o altă situație. Este un precedent care eu cred că trebuie să fie analizat nu doar din punct de vedere cum au procedat autoritățile de stat, dar cred că trebuie să existe și, probabil, o discuție mai din punct de vedere științifico-aplicativă. Deci ce e bine, ce e rău, cum asigurăm. Pentru că astfel de situații ar putea interveni și ulterior. Deci este un precedent pe care s-a atunat terenul. Asta este clar, cred că pentru toată lumea. S-a încercat cu Corjova din punct de vedere a faptului că avem și un concurent electoral care este de origine de acolo. Pe de altă parte, noi avem și Benderu din punct de vedere că ar fi fost mai ușor să fie justificat de ce în Benderu. Avem un inspectorat de poliție și mai departe. Și am să mă opresc aici, rămâne o analiză mult mai exhaustivă pe care noi trebuie totuși să contribuim la ea ca să avem ca un punct de reper pentru noi o evaluare de riscuri. Mersi, Ilea. Mersi mult. Mersi mult, Cristina. Pavel, te rog. Colegii au vorbit foarte mult despre riscuri de securitate și înțeleg sau conștientizez și înțeleg grija lor și responsabilitatea lor ceea ce au zis și aici vin cu un argument suplimentar din punctul meu personal de vedere. De ce într-adevăr riscurile de securitate atât națională cât și regională sunt sau pot să fie afectate? Pentru că spre exemplu, s-au vorbit doamna Cristina Lesnic despre acele facilități, mecanisme, schimbi de informații, inclusiv la Cuciurgan, dar cât n-ar fi de straniu, dar niciodată autoritățile constituționale nu au încercat să colaboreze cu autoritățile ucrainene, să deschide secții de votare, spre exemplu, la satele, cum ar fi Cuciurgan, adică în partea aia, unde într-adevăr să facilitez accesul la vot alegătorilor din regiunea transnistreană. De ce? Probabil că răspunsul autorităților ucrainene poate fi evident din cauza riscurilor de securitate. Ei nu-și vor permite deschiderea secțiilor de votare acolo. În schimb, noi teoretic ne permitem să facem acest lucru la noi pe teritoriul nostru, pentru că noi o controlăm. Mersi. Mersi mult, Pavel. Noi ne apropiem de finalul dezbaterii noastre.
Și dacă nu mai avem întrebări din partea celor care te urmăresc, atunci eu vreau să vă invit să facem câte un scurt mesaj de concluzie, știu, o minută, două, fiecare, și vreau să-l invit întâi de toate pe Alexandru Berlinski să vină cu mesaj de concluzii. Eventual poate să-l invit să ne spună ce am putea să ne așteptăm în perioada următoare din partea Comisiei Electorale Centrală în acest context. Te rog. Mulțumesc mult, Ilea. Stimați colegi, calitatea unui proces electoral depinde de implicarea fiecăruia dintre noi. Ne rămâne decât să depunem maxim efort acolo unde ne aflăm pentru a fi asigurat dreptul la vot tuturor cetățenilor. Nu contează el că se află domiciliul pe mală stâng sau pe mală drept. Dreptul la vot urmează a fi asigurat, inclusiv până la oferirea fiecărui cetățean un buletin de vot, asigurarea tuturor condițiilor epidemiologice care urmează să fie asigurate alegerile în luna iulie. Ne rămâne să vă succes și mult baftă mult. Mersi mult, Alexandru. Pavel? Eu probabil voi repeta ceea ce am zis, dreptul la vot, inclusiv pentru alegătorii din regiunea transnistriană, dar, mă rog, pentru toți alegătorii din Republica Moldova, nu este absolut cel. Poate fi limitat în anumite circunstanțe, doar că aceste limitări trebuie să fie clar explicate de autoritățile care recurg la această limitare. Noi nu avem o limitare legală, stabilită de către Parlament. De asta orice limitare a oricăror altor organ, fie că e vorba de biroul de reintegrare, fie că e vorba de Comisia Electorală Centrală, organe electorale interioare, ele trebuie să fie explicate alegătorilor și înțelese de către toți alegătorii. Altfel, într-adevăr, avem posibilitatea să avem complicații, putem avea situații de conflicte, care au fost întâlnite în scrutinile anterioare și care sunt regretabile și care trebuie să fie prevenite. Iar anume informarea tuturor actorilor procesului electoral, dar în special și alegătorilor, despre măsurile întreprinse de către autorități și vor și pot duce la detenționarea situației. Mersi mult, Pavel. Alex Frenchea. În scurt, riscuri electorale legate de posibile fraude electorale, când vine vorba de votarea pentru cetățenii din stânga Nistrului, sunt de aceeași natură ca și posibile fraude aici pe malul drept, deci instrumente pentru a le combate, fie că sunt, fie că trebuie perfecționate, dar tot sunt aceleași. Încălcări legate de specificul acestei zone și legate de un conflict nereglementat. Încălcările medie, tot ce are originele în conflictul ăsta nesoluționat, va fi rezolvat atunci când reglementăm conflictul și restabilim integritatea țării. Atâta timp cât avem situația asta, într-un nivel, într-un grad mai avansat sau mai puțin avansat de reintegrare, dar riscuri, probleme și încălcări vor fi inevitabile, din păcate. În totalitate depășim problema atunci când reglementăm conflictul. Despre asta trebuie să se gândească și să vorbească sincer liderii politici și concurenții electorale. Mulțumesc! Mersi mult, Alex. Cristina? Eu vreau să reiterez faptul că totuși, într-adevăr, pe partea ce ține de procesul de negociere și reintegrare, totuși trebuie să se revină la o agendă în care subiectul drepturilor omului și securitatea să fie subiect constant, pentru că altfel noi abandonăm ideea și eforturile care au fost depuse în luna octombrie,
atunci când mai multe state s-au solidarizat și au zis că drepturile omului, într-adevăr, este o dimensiune care trebuie să fie discutată. Și special după ce în regiunea transnistreană a fost aprobată așa numită strategie de prevenire și combatere a terorismului și extremismului, colegii mei care se ocupă de aceste dosare cunosc foarte bine zi de zi. Doi la mână, să avem conștiință civică și să participăm la alegerile și scrutinul din 11 iulie. Mi-aș dori să nu etichetăm pe nimeni atunci când vorbim de cele două maluri, pentru că noi nu decidem unii ne naștem noi, și cetățenii din regiunea transnistreană sunt cetățenii Republicii Moldova. Și în ultimul rând, să gravităm noi și punctul de gravitate în acest proces, fie legalitatea, integritatea și inclusiv interesul cetățenilor. Mulțumesc frumos! Mersi mult, Cristina, mersi mult tuturor vorbitorilor pentru această dezbatere interesantă, care sper eu că a clarificat mai multe îngrijorări sau poate întrebări și în același timp a oferit niște mesaje publicului, celor interesați. Cel puțin mie mi-a plăcut dezbaterea și mi-a plăcut că a fost informativă, inclusiv mulțumesc lui Alexandru Berlinski pentru aceste informații și sper foarte mult ca autoritățile într-adevăr să ia în vedere nu doar subiectele care le-am discutat noi astăzi, dar în cel mai important să fie asigurat legalitatea și securitatea și integritatea votului în general, nu doar pe teritoriul controlat al Republicii Moldova, dar și în regiunea transnistreană. În câteva minute urmează să aibă loc și o ședință a Curții Supreme de Justiție pe la votul secției de vot în diaspora, o decizie contestată de Comisia Electorală Centrală. Sper că și acolo să existe o soluție juridică care să corespundă în același timp criteriilor și recomandărilor și pozițiilor oficiale comunicate inclusiv de Ministerul de Externe și de toată lumea care este în afară și vrea să voteze. Cu asta vreau să mulțumesc tuturor pentru că ne-ați urmărit. Vreau să readuc aminte că acest format de dezbatere îl organizăm datorită suportului și sprijinului oferit de Fundația Hans Seidel în Republica Moldova. Vreau să mulțumesc o dată colegii de la Privescheu și realitatea.life.md pentru transmiterea acestor dezbateri. Și noi ne auzim. În luna viitoare vom avea o altă dezbatere, un alt subiect, sper și iarăși de actualitate. Încă o dată mulțumesc tuturor și vă doresc o dobândă cât mai bună și o zi liniștită. Toate bune!